Sting incendii, dar aprind imaginația și inimile femeilor. Calendarul care înfățișează pompierii australieni aniversează 30 de ani de la prima apariție și cu această ocazie a fost editată o ediție specială pentru anul 2023. Ca de fiecare dată, bărbații au pozat la bustul gol în compania mai multor animale, cu cai, câini în brațe cu un urs koala și cu un miel. Alții s-au afișat ținând un vulture, privind o rață sau îmbrățișând o echidnă. Să știți că toți bărbații sunt pompieri adevărați. Acest tandem înduioșează și încântă. Nu e de mirare că aceste calendare se vând ca pâinea caldă în zeci de țări. În cele trei decenii de când se tipăresc calendarele cu bărbații focoși, au fost colectați 3.400.000 de dolari din vânzarea acestora. Toți acești bani au fost donați în scopuri caritabile, în mare parte pentru cercetarea bolilor incurabile și salvarea animalelor. Încasările din acest an vor merge către asociațiile de pompieri voluntari din Australia, Fundația pentru copii care suferă de cancer, la o clinică pentru animale sălbatice și către alte organizații caritabile din Australia. Prețul unui calendar din ediția aniversară este de 23 de dolari.